Hai, Ancu, hai, hai că poți, hai. Așa, hai. Salut, bună dimineața. Miercuri dimineață și mulți dintre voi pe canal au zis să mai facem video cu off-road, cu mașini pe teren. Așa că am vorbit cu Iancu și astăzi o să mergem să facem un antrenament într-un loc foarte frumos, aproape de Deva, lângă Certej, se numește Tăul Făirag. O să mergem, o să facem un antrenament acolo la lac. Pe drum ne mai oprim, mai vorbim despre mașini, că mulți ați vorbit, ați scris în comentariu despre mașina mea, un Mitsubishi Pajero Sport, despre mașina lui Iancu, despre ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să fac cu mașina, așa că ne mai oprim pe drum, mai discutăm, facem un antrenament, este o cascadă frumoasă. Parcă văd că Iancu o să intre în această cascadă. Dacă e mașina mare, nici să intre printre mașini nu poate. Aoleu! De-abia intră. Vezi că o calci pe tantii. A lui curată și a mea ne-am spălat-o de ultima dată. Salut! Hai! Acum puteți să vedeți diferența de mărime. Ce faci, domnul Iancu? Forța robii mund! Așa, așa! Auzi? Nici n-ai putut să intri printre mașini cu tancul ăsta tău. Și era să cal și pe tanti. Așa, mă uitam că a ta e curată. Și a mea de data trecută tot așa au răvas. Țin mașina ca pe mea rog, mereu aranjat. Da. Mergem! Hai, mergem! Tejul de sus, munții metaliferi. Noi undeva în partea stângă o să mergem. Pe acolo pe undeva. Foarte frumos aici. N-am răcit, mi-a revenit complet. Ți-a revenit complet, da. Bun. Ne-am oprit aici exact să urcăm înspre lac și ne-am oprit că nu mai țin minte exact dacă trebuie să mergem în partea dreaptă sau în partea stângă. Pă, bune, nu mai țin minte, sau faci caterincă. Nu fac caterincă, tot timpul când ajung aici, da? Deci aici în fața noastră avem o răscuce așa de drumuri, tot timpul mă întreb în partea stângă sau în partea dreaptă. Deci tu ai făcut hidrogenează oameni că mergem pe munte, da, să ne antrenăm. Da, da. Te alerg, te pun să împingi mașini, nu, tot trebuie să te pun să împingi mașini. Dar am zis, hai să vorbim un pic de mașini. La răscurcea asta drumuri, dacă nu ești sigur, poți să iei tu în stânga și eu în dreapta și ne întâlnim de seară înapoi. Păi da, eu am mai fost aici, tu n-ai mai fost. N-am mai fost, mă mâncă ursul, nu știu dacă sunt și aici. Nu-s? Vezi, la mine acolo sunt. Da. Am și credină da. În logică. Da. Să știi că am vrut să zic că prima dată când ți-ai cumpărat mașina, am fost foarte umil de ce ți-ai cumpărat mașina, dar după ce am fost data trecută... Ai văzut de ce am luat-o? După ce am fost data trecută, chiar am zis că o mașină ca a mea, nu cred că ți-ar fi fost bună acolo. Da, era bună, numai că trebuia să repar la ea mai des. Da. Asta e tank. Da, acum am întors camera. Deci eu am un Mitsubishi Pajero Sport din 2006, cu motor de 2,5 și tai un Patrol din... Patrol din 2008 cu motor de 3 litri. De 3 litri, da. Și soft la 220 de cai. Deci tu ai 220 și eu mi l-am softat, dar undeva pe la 128. El vine din fabrică cu 115. Da? Da. Deci eu am dublu cum ar veni. Tu ai dublu, da. Și mai mare are nevoie ce roți. E are. Și mai mare și mai greu, uite-te cât e de înălțat. Deci mulți mi-au recomandat pe YouTube, au zis să-mi pun autoblocant la diferențial. Eu am un autoblocant pe spate, e un autoblocant LSD, zice, e cu ulei și cred că fricțiune, ceva de genul. Dar dacă vreau să-mi pun un autoblocant, este o investiție foarte mare, că sunt doar cu aer și undeva la un 4.000 de lei, 3.000 de lei unul. No, e mare, da. E foarte mare investiția. Și eu zic, adică eu la ce am văzut eu și cum am fost cu Robi pe munte, el a fost în urma mea pe niște trasee grele rău de tot,
Eu zic că mașina asta își face treaba bine. Păi își face foarte bine treaba, dar n-are rost, singurul lucru care ar trebui să facă, adică de fapt sunt două lucruri care trebuie să fac. Unul, să-i schimb cauciucurile, să-i pun cauciucuri mai mari și o să pun imediat o poză cu un cauciuc. Am fost să văd un cauciuc pe 31. Bine că astea sunt bune, o să le ții rezerve dacă... Păi astea mi le las de drum, știi? Dacă mă duc la Brașov sau dacă plec undeva, așa, mi le pun pe astea. Deci vă pun o poză acum. Și al doilea lucru care ar trebui să fac e să înalț, dar mulți mi-au zis să-mi pun pernă de aer la arcuri, mulți mi-au zis să-mi fac diferite șmecherii, dar mașina asta nu-i ca a ta. Da, oricum e, nu e un tank la fel de mare ca al meu, dar e la fel de bună. Da, dar vezi tu, mulți nu... De fapt, noi n-am spus că mașina asta e o mașină de familie. Adică eu am 3 copii plus soția, suntem 5. Robi, eu am fost harnic, am făcut 3 copii. Trebuie să scalc pe urme, Robi. Așa, doi deodată, doi deodată. A, are și gemeni. Da, doi deodată. Fac tripleți atunci. Da. Așa, și nu aș vrea să-mi înalț prin tot felul de lucruri care sunt nesigure la drum. Exact, adică exact. M-am gândit să-mi fac, să investesc poate într-un kit de înălțare. Eu zic original. Că dacă o înalți un pic și dai niște cauciucuri mai mari, tot ce ai nevoie. Da, nu trebuie, cred că mașina merge, are forță. Merge. Și un pic mai înaltă și merge. Cu cauciucuri mai restau mai uite, bine. Momentan am niște cauciucuri de all-terrain, sunt de la BF Goodrich, sunt bune, dar se încarcă și nu degazează. Astea sunt și de asfalt și de teren, nu? Poftim? Sunt și de asfalt și de teren astea. Da. Da, da. Da, da, ele sunt bune pe asfalt când plouă și când este zăpadă, dar dacă e noroi mă duc sanie. Dacă e noroi, nu? Da. Păi și eu cu al meu, eu și cu al meu și pe asfalt. Nu, ale tale, uite ce mare sunt. Degajează, cu cât e mai mare diferența aici între astea. Da, dar degajează... eu dacă iau curba în viteză, știți cum fuge de cur? Ca BMW-ul se duce. Da, dacă o ridic, să știi că dacă ridic mai mult de 5 cm, atunci trebuie să mă apuc să cobor, cred că și cutia de transmisie, cu planetare, cu... Da, pentru că tu m-ai făcut luptător, da? Da. Să vezi ce te fac eu pe tine. Ia să vezi. Eu te fac pe tine cioban. Aoleu. Ia uite ce am aici. Fii atent. Am fost aseară acolo la vila și am dormit. Da, am fii atent. De urs. Că te pun să fac antrenament, să faci antrenament așa. În cojoc? În cojoc. Tu dai seama. Cum ai transpirat tu ieri la sală, dar cum o să transpiri tu în cojoc? Ți-l pui să fac cum stă? Da. Ia până să te bag. Deci, bă, din... greu-i. E greu ăsta, dar asta e... Iarna poți să dormi în el pe zăpadă. Ia, uite-l, bă, ce bine este. Bă, e la tine cioban. Mamă, gata, îi te iau. Da? Dacă nu mai merge cu BMW-ul, ce se face? Așa, ia zi, câte, mamă, câte oi au intrat aici? Câte oi? Da. Bă, cred că au intrat vreo 7-8. Păi, dar știi că e greu. Are vreo 10 kg, cred că. Are. Și are, încă astea ai făcut foarte bine, ai făcut ușor. Sunt și mai grele. Deci dacă vei lupta vreodată și va trebui să faci scădere în greutate, să slăbești. Alergi cu ăsta. Alergi cu ăsta pe tine. Alergi cu ăsta pe tine și slăbești. Nu fii atent, uite-te în față, vezi? Avem un drum în dreapta. Așa? Și unul în stânga. Și tot timpul uit pe care să luăm, dar noi să mergem în stânga. Mergem în stânga, dacă greșim ne întoarcem, nu e problemă. Dacă greșim ne întoarcem, dar nu cred că vom greși. Super, mamă, ce bine stă. E fain asta. Nu-ți dai idei ce bine stă cu el. Bine. Problematic dacă te întâlnești aici cu o mașină care să vină din față, că nu prea ai unde să-i faci loc să treacă. Să sperăm că nu ne întâlnim cu nicio mașină pe la urcare sau la coborâre. Aici mai ai loc. Deci nu vine să cred. Mai ții minte filmul ăla care ți l-am arătat? Cu apa. Aici era cascada, uite. Îi secată. Oh,
sper să fie apă în lac. Că acum câțiva ani o secat lacul vara. Da, au burit aproape toți pești, erau pești. Nu mai avem mult, uite aici, am urcat panta asta și suntem acolo. Deci cascada aia era aici. Și nu vine să cred. Hai să mergem. Deci sunt curios acum dacă o să fie lacul secat sau va fi ceva apă în lac. Aici, exact cum am urcat panta, a trebuit să fie lacul, da? Ce chestie. Da, este apă. Asta e bine. Uite lacul. Deci mai este apă în lac, dar este oricum scăzut pentru că nu mai curge. Mamă, ce fain. Da, se aud niște mașini pe acolo. Îți place? Oa, e super tare. Așa e? Nu știu când n-am mai fost până acum aici. Da, e super fain. Și că pe aici se găsesc șiraci, pe undeva, pe la mar, dar uite, e apa foarte scăzută, da. Da, și murdar aici la apa mare. Foarte scăzută. Da, acum câțiva ani s-a necat aici un copil, parcă. Nu-i mare lacul. Nu? Sunt ceva oameni la pescuit acolo. Da, pescuiesc aici. Bă, e frumos. Așa e că e frumos. Ce baie, nu fac ăștia aici. Nu, din câte am înțeles, e destul de periculos, că sunt alge, liane prin apă. Da, da. Da. Mamă, ce fain. Da. Bă, uite acolo fac baie, se prinde aia și își dau drumul. Da, și se aruncă, da, uite. Băi, și de lung. Mă prind și eu. Nu, că nu știm cum e fundul. Nu vrem să... Asta e lacul fără fund aici. Nu e lac fără, are fund. Are? Da, are fund, uite. Este un lac fără fund undeva la noi. Ce mizerie pe aici. O băncuță. Se explotează pe acolo ceva. Băi, dar uite ce fain se vede de aici, Iancule. Wow, superb. Am o poză aici făcută cu aparatul, foarte fain. Uite cum se vede, cum se oglindește în apă, vezi? Da, super. Uite. Foarte, foarte frumos. Da. Îi dăm drumul la antrenament? Îi dăm. No, hai, schimbă-te. Ah, ce m-a urzicat. Ai, m-am urzicat. Urzici, urzici. Las că sănătos. Urzici. Ce tare piloare. Băi, știi ce m-a urzicat? Și un remediu bun, dacă sari în apă, acum ștergi mi-sta. Da, da. Plâng, urzici, au, m-am urzicat, au. Auzi, ci că ăsta e cel mai bun remediu pentru reumatism. Nu, bagă-te tu acolo. Păi eu nu am reumatism. Nici eu. Păi nu, dar tu ești la vârsta care s-ar putea să, Doamne feri. Că mă bate. Bun, deci, am terminat antrenamentul și data trecută, când am fost pe munte, am zis că împingem mașina. Da. Așa e? Și-am uitat. Dar n-am avut unde să împingem, așa că fii atent. Faci un sprint de aici, de unde ești, da? Până la mașina mea. Da. Vii în pas alergător ușor, așa la relax, vii și împingi mașina ta un 3 metri. Chiar dacă sunt gropi, mașina nu o să plece. Da. Mai în jos, nu sunt probleme. Acum, stai. Un lucru. E prima dată când încercăm să împingem mașina. Nici înainte de filmare n-am încercat să o împing. Da? Deci,
Așa, stai că pe mine mă... Așa, fii atent, așa. E prima dată când încearcă să împingă mașina, nu este nicio dublură, nu este... Niciodată n-ai împins-o, da? N-am împins-o niciodată, nu. Dacă reușește, reușește. Dacă nu reușește, nu reușește. Oricum, acum mașina. Trebuie să spunem ceva. Este un pic de pantă. O pantă foarte mică. Puțin, pentru că terenul nu este drept. Și pe noi oricum ne interesează să... Oricum sunt gropi, degeaba, da, că eu da, când dau da, gropi da, asupra și trebuie pe să noi ne interesează să împingi un 4-5 metri mașina, da? Da. Ești pregătit? Ai grijă să nu aluneci la... Hai, știi că e pe jos. Să nu alunec, da. Da. Hai, 3, 2, 1, start, sprint, hai! Hai, până la mașina mea! Bun! Perfect, hai! Pot să intru în ea să pun frână? Să apăs pe frână? Nu! Hai. Hai să vedem, da? Deci un 4-5 metri ar trebui să împingi, da? Hai, împinge! Hai, că e grea, hai! Hai, bravo! Hai, împinge. Ok. Stop. Lasă acolo. Acum o să facem invers. Faci un sprint și o să împingi din față unde a fost. Hai. Hai că n-avem timp. Hai că după aia unde mergem? Mergem acolo. Mergem să facem o saună. Ești gata? Ai grijă să nu calci strâmb. Hai, stop. Ei, ce-am zis? Bun, hai! Acum împingi din față în spate, hai să te văd, hai! Hai! Înapoi mai greu! Da, hai! Hai, că e ultima tură, am terminat antrenamentul, hai! Hai, împinge, hai! Hai, Ancu, hai că poți, hai! Așa, hai! Bravo! Hai! Hai, încă un pic, încă un metru, hai! Încă unul, hai, dă-i! Dă-i! Bă! Lasă! Gata pe ziua de azi! Am împins tancul, ce crezi? Da! Am terminat antrenamentul pe ziua de azi. Acum mergem să facem un relax la Aqualand. Mergem, facem o sauna, facem un bazin. După ne vedem săptămâna viitoare. Iar facem miercuri tot așa, ieșim undeva cu mașina, ce zici? Mergem, găsim altă locație. Știu, lângă Călan, la Târsa, la Cioclovina, e super șmecher acolo, se vede retezatul, las că te duc eu. Bun. Bine, băi! Forță, Taco! Mamă, de ce asta?